seara. Bună seara în emisie directă Talk Show. Bună seara, a revenit în grila de emisie a Televiziunii Naționale Moldova 1 după o pauză de 6 luni. Ținuți departe de dumneavoastră, de COVID și de alte lucruri mai puțin importante. Iată-ne că am revenit interactiv. Scrieți-ne pe pagina noastră de Facebook. Comentariile dumneavoastră, dacă vor fi decente, vor fi proiectate pe ecran. Despre alegerile din 15 noiembrie vom discuta în această seară la Bună Seara cu domnul Dorin Cmil, președintele Comisiei Electorale Centrale. Bună seara! Bună seara! Domnul Eugen Reveni, secretar general Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Bună seara! Bună seara! Elena Prohnițchi, secretară Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte. Bună seara! Bună seara! Și Pavel Postica, director de programe Promoleț. Bună seara! Bună seara! De altfel, Promolețul sunt partenerii acestei emisiuni. Haideți câte o minut de intrare în temă, de încălzire, cum zic eu. Cum au fost alegerile din punctul dumneavoastră de vedere, evident de pe poziția funcțiilor pe care le ocupați? Pavel. Sincer, sunt câteva lucruri care m-au impresionat. În primul rând este prezența un pic mai mare numere comparativ cu scrutinul din 2016. Asta în timp de criză pandemică. Evident, nu putem să trecem cu vederea faptul cât de mult și impresionant s-au mobilizat cetățenii noștri care sunt peste hotarele țării, care au votat într-un număr extraordinar de mare. Situație comparabilă putem să atestăm și în secțiile de votare unde au votat alegătorii noștri din regiunea transnistreană. Și, nu în ultimul rând, sunt câteva chestiuni tehnice care m-au impresionat pe mine personal. Ține de depășirea numerică a tinerilor care au votat într-un număr mai mare ca cetățenii noștri cu vârsta de peste 70 de ani și cei de la 25-40 care la fel au atins niște cifre destul de impresionante. Vom discuta, Asta sunt părțile bune. Și, evident, nu putem să trecem cu vederea și anumite lacune ale procesului electoral, utilizarea resurselor administrative, utilizarea discursului instigător la ură. Deci, acestea sunt chestii, finanțarea netransparentă. Deci, acestea sunt chestii care cumva au umbrit din campanie. Vom discuta despre aceste lucruri, vom încerca să înțelegem în această seară cum le putem evita pe viitor. Elena, te rog. Ca reprezentant, ca secretar al coaliției, pot să zic, aș repeta ceea ce a spus și Pavel. Exact, diaspora ne-a impresionat, dar la fel și alegătorii din țară, care au ieșit în număr mai mare la aceste alegeri, în pofida crizei pandemice. La fel, am rămas impresionați de activitatea Ministerului și de Externe și a funcționarilor electorali, care au demonstrat profesionalism, o dăruire. Au activat chiar expunându-se la risc în ziua alegerilor și aici este vorba de atât de electorale, de funcționare electorale, cât și de reprezentanții misiunilor diplomatice care au făcut parte din biroule, din secțiile de votare, de peste hotare, dar și concetățenii noștri din diaspora, care practic au oferit, au făcut lucruri de voluntariat în zilele alegerilor, lucrând, fiind parte a birourilor electorale, ale secției de votare de peste hotare. Domnule Eugen Revenco, în primul rând felicitări pentru munca depusă, care înțeleg eu că s-a încununat cu un mare succes. Pentru prima dată în Republica Moldova au votat atâția în diasporă. Adevărat, votul a fost masiv. Eficiența colegilor mei din Ministerul de Externe, în general grupul de lucru care l-am avut, a fost înaltă. Am avut o parte de o cooperare foarte deschisă din partea Comisiei Electorale Centrale. Am avut o comunicare, cred eu, pozitivă cu organizațiile non-guvernamentale, cu actorii non-guvernamentali, în pregătirea scrutinului electoral. Și totuși aș vrea să remarc din start că am avut un element de adaptare a sistemului electoral care ne-a facilitat totuși pregătirea alegerilor și organizarea lor peste hotare, anume permisiunea legală de a avea președința birourilor electorale din rândul conaționalilor care sunt deja stabiliți peste hotare. Despre asta vom vorbi pe parcurs.
și s-a dovedit a fi și o practică foarte bună, dar în principiu cred că a fost un efort comun și el nu este un efort care aparține Ministerului de Externe sau, sau numai biroul electoral. Deci este un efort comun, instituțional, care a fost bine organizat și pentru asta trebuie să mulțumesc și în egală măsură voluntarilor, care au fost mulți, fără care cred că nu ne-am fi descurcat, pentru toți cei care au fost în birouri electorale peste hotare, evident, colegilor mei din Ministerul de Externe, dar și Comisiei Electorale Centrale, care a fost un suport și un ghid foarte, foarte prețios. Domnule Cimil. Vreau să remarc în special faptul că au lucrat cot la cot circa 22.000 de funcționari electorali în frunte cu aparatul Comisiei și cu Comisia Electorală Centrală. Au depus o muncă enormă, o muncă care s-a soldat și cu anumite succese. Am văzut că deci, toți au fost într-un gând, într-o speranță și dedicația multora dintre colegii mei m-a marcat profund. De motiv că chiar și în condiții grele de COVID, în condiții când viața fiecăruia era supusă unui risc iminent și au fost și cazuri de infectare, totuși procesul a fost dus până la capăt, toate actele au fost semnate, transmise și o să vă indic și toate au fost și plasate pe site-ul CEC-ului, unde puteți colege orice informație la ziua de astăzi. Iar către ziua de astăzi am și făcut totalurile turului 2 de scrutin, unde am transformat din cifre prealabile în cifre finale. Înțeleg că până la urmă și Maria sa alegătorul a riscat în acea zi, jos pălărie și în fața diasporii, dar și în fața alegătorului din Chișinău, care a venit masiv, din Republică, care a venit masiv. Cu siguranță, da. După cum am zis, chiar și comparativ cu scrutinul din 2016, numeric, dacă nu greșesc eu, cu câteva mii de alegători a crescut numărul. Și asta, iarăși, încă o dată, în timp de criză pandemică, atunci când toți se așteptau că prezența la vot va fi mai redusă. Și iarăși, un lucru foarte important, practic în lipsa unor metode alternative de vot despre care chiar ar trebui să discutăm. Despre care suntem obligați să vorbim în această seară, pentru că în acest studio, cam de vreo 15 ani, moderez niște emisiuni în care vorbim despre un vot alternativ și el nu se mai întâmplă. De ce nu se întâmplă? De ce nu se întâmplă? Nu se întâmplă din vari motive și unul din motivele cel mai consistent poate fi faptul că lumea nu este inițiată în beneficiile votului alternativ sau voturilor, metodelor de vot alternativ, pe motiv că ele pot asigura un număr mai mare. Cine trebuie să inițieze? Nu este inițiată, nu sunt inițiate autoritățile sau alegătorul nu este inițiat? Cred că totuși autoritățile urmează să conștientizeze importanța votului și rezultatele votului care a avut loc pe 15 noiembrie va impulsiona deci, implementarea unor metode de vot alternativ, cum ar fi votul prin corespondență sau chiar votul electronic. După mine este imperios să, de pe acum să inițiez discuțiile și să prezentăm proiectele de legi necesare. Spuneți, eu am înțeles bine, este vorba de voința politică. Nu există voință politică pentru implementarea votului electronic. Exact, pentru că încă în 2016, cu suportul UNDP, a fost publicat, a fost elaborat un studiu de către un reprezentant, un coleg de-al nostru din societatea civilă, despre fezabilitatea introducerii votului electronic și discuțiile practic au fost inițiate, doar că din lipsa voinței politice și a crizelor politice care se perindau, deci s-au încheiat foarte bine, bine mersi, însă acum în aceste condiții pandemice și mobilizarea asta pe care a demonstrat-o diaspora, cred că readuce pe tapet această discuție și din câte cunosc eu în Parlament, deja s-a constituit un grup consultativ care urmează să discute metodele alternative de votare, nu știu dacă cunoașteți pe acest lucru, și care își va începe lucrările chiar de lunea viitoare. Cine conduce acest grup, dacă este, ai mai multe deci, informații? Inițiatorul este domnul Igor Munteanu și din componența grupului fac parte reprezentanții societății civile, în mare parte,
dar nu cunosc prea multe detalii, poate însăși domnul Munteanu. Poate revenim într-o emisiune însăși Bună Seara, Munteanu vă oferi mai multe informații. Pe masă. Da. Ar fi foarte interesant. Vă rog. Nu, vreau să spun că, într-adevăr, dacă ar fi opțiuni pentru organizarea alegerilor cu alternative, fie prin corespondență, fie cu mai multe zile de vot, fie cu vot electronic, oricare ar fi decizia legislatorului, cu siguranță că ar fi o presiune mai mică în ziua alegerilor asupra secțiilor de votare. Ceea ce am văzut noi acum a fost o presiune enormă. Noi am avut o creștere spectaculoasă a numărului de alegători în diferite țări. Și, dar să nu uităm că implementarea, punerea în aplicare a votului alternativ va trebui să fie acompaniată de anumite ajustări în sistemul electoral. Care vor fi ele, cum vor fi ele, poate nu e acum cel mai potrivit moment. Noi am văzut că până în acest moment noi nu avem un sistem sigur de evidență a alegătorilor peste hotare. De ce? Pentru că nu există o înregistrare obligatorie prealabilă și atunci noi suntem ca în situația, aș spune, a pescarilor. Da? Este peștele, a plecat peștele. Noi am văzut în Rusia, am avut o prezență foarte mare. Nu știu, domnule Revecu, dacă comparația cu peștele este prea bună, peștele ar însemna cam puțin altceva în nu, eu vreau să spun că jargonul orășenesc. Nu, eu nu vorbesc de argou, dar în Rusia, bună oară, noi am avut în primăvară o presiune enormă pentru repatrieri și aveam indicatoare despre o prezență masivă a cetățenilor în Federația Rusă. În schimb, votul comparativ care a fost în Federația Rusă, dacă luăm și comparăm cu Londra... De unde veneau aceste semne din Rusia, de exemplu? Diferite de la ambasador, regiuni. De la ambasadă sau... Nu, nu, nu. Sunt, evident, ambasada este punctul nostru focal, de unde noi primim informațiile. Ambasada ține legătură fix așa ca și în alte țări cu organizațiile diasporale pentru a cunoaște unde sunt conaționalii noștri, care sunt interesele, cum putem să ajungem la ei. Dar sunt foarte multe organizații diasporale care intră în contact, dau semnale, încearcă să întindă o mână de ajutor. Parcă nu mi-amintesc să fi votat vreodată Rusia masiv, totuși. Da, chiar dacă nu a fost un vot masiv, comparativ, dar pe fundalul creșterii numărului de alegători care am avut noi acum în special Germania, Franța, Marea Britanie, contrastul este la suprafață. Și acum, ceea ce am văzut noi în Germania, bună oară, creșterea numărului de alegători aproape de 5 ori comparativ cu anul 2016. Deci este un cu totul alt număr. Una din concluziile care noi acum nu suntem gata să o avansăm, dar analizăm impactul asupra rețelei noastre consulare în aceste țări, în mod special în Londra, Marea Britanie, Franța și Germania. Dacă este cazul să întărim rețeaua consulară, să o extindem sau nu, acum este un proces în care noi domnule vom Revecu, examina. Știe cineva câți alegători din afara țării au rămas și în afara secțiilor de vot? Nu, evident că noi putem doar să bănuim, pentru că este un număr din cei care au fost descurajați de cozi, alții au fost descurajați de distanțe, alții au fost descurajați de vreme de afară. Multe pot fi cauzele. Sunt o parte care n-au reușit să intre. Dar care n-au reușit să intre, care au stat, n-au fost descurajați de nimic, au vrut să intre și n-au putut intra. Noi putem să vorbim despre cifre foarte, foarte aproximativ. Care este acel număr în acel moment, plus sau minus? Depinde, și iarăși, facem referință la începutul zilei, la sfârșitul zilei. Deci, oricum, cert este că noi nu mai putem continua cu secții de votare care să deservească peste hotare 5.000 de alegători, în timp ce în țară un birou electoral cu același număr de oameni are doar 3.000. Și aici am văzut că am creat deranjament în statele gazdă, care au fost foarte bune cu noi și foarte deschise, ne-au permis să organizăm alegerile. Dar trebuie să vă spun că într-un număr de țări am fost încurajați să folosim metode alternative. Oricum,
pe care nu le aveam la acel moment. La acel moment noi nu le-am avut. Cu instrumentariul care a fost la dispoziția noastră, am încercat să facem față și ați văzut că ne-am adaptat între primul și al doilea tur exclusiv cu instrumentariul și în limitele care erau. Vă rog. Din câte cunoaștem, informații, cel puțin 11 secții de votare s-au epuizat buletinele de vot înainte de încheierea timpului de votare. Ceea ce putem presupune, așa zic și eu, estimativ, deci, dacă s-a încheiat pe la ora 6, ar mai fi putut vota încă câteva mii bune de alegători. Dar ce aș vrea să menționez, revenind la metodele alternative de vot, este important să introducem aceste metode, dar înainte de aceasta, deci cu două condiții esențiale. Una, trebuie să fie un acord dintre toate forțele politice despre necesitatea acestor metode, introducerea acestor metode alternative, și doi, este necesar de crescut credibilitatea instituțiilor care vor gestiona aceste metode alternative. Ori politicienii astăzi, din păcate, fac totul ca să discrediteze instituțiile statului, din păcate. Deci discrediteze mai multe dintre instituțiile statului care ar fi putut fi implicate în gestionarea metodelor alternative. Dar cine ar trebui să gestioneze? Bănuiesc că sunt exemple în această lume. Bănuiesc că Estonia este foarte avansată în acest sens. Eu cred că bicicleta deja a fost inventată. Bine, este vorba de votul electronic, votul prin corespondență, ori, bine, scandalul în care a fost... Cecul ar trebui să gestioneze până la urmă. Eficientul ar trebui să fie la cel din punctul meu de vedere. Sau greșesc? Aș vrea să fac niște concretizări. Deci, buletinele de vot s-au terminat în 7 secții de votare și nu în 11, iar dreptul de a vota, deci, conform estimărilor preliminare care le-a realizat CECO la ora actuală, deci au fost lipsiți câteva sute de persoane, și anume acei care erau în rând în momentul în care și n-au dorit să plece în altă parte la solicitarea colegilor sau voluntarilor care au început redirecționarea în altă parte conform datelor despre disponibilitatea altor secții de votare. Deci circa 102 de persoane care nu au reușit să-ți facă O să trec imediat de partea elegii. Și aceasta chiar este dacă un singur alegător nu putea vota, da, deja nu era bine. Recunoaștem că este o problemă foarte mare, chiar dacă o persoană a dorit să voteze și nu a putut vota. Că erau 7, că erau 11, cred că contează mai puțin. Noi trebuie să tragem anumite învățăminte din povețe, din ceea ce s-a întâmplat. Vreau să spun că s-a reușit și o comunicare bună cu persoanele care erau nemijlocit în calitate de votanți, de voluntari, și gestionau rândurile, informau, deci, CECO și informau secțiile de votare despre numărul de ordine care vine la rând și orientau persoanele pentru a, deci, avea posibilitatea să voteze în altă parte, să-și realizeze votul în altă localitate. Este un lucru complicat, dar au fost multe realizări și în acest sens. În Rusia au reușit tot să voteze. Da, în Rusia au reușit să voteze tot. Nici nu a fost destul de mari rândurile și avem și cifra persoanelor care au votat în Rusia. Dacă îmi permiteți, eu vreau să dau dreptate domnul Cimil, chiar comunicarea de care a dat dovadă CECU și Ministerul de Externe în ziua alegerilor este una remarcabilă și una care, deci, inedită până în prezent. Pe paginile de Facebook ale ambelor instituții erau publicate secțiile de votare unde erau rânduri, erau secțiile de votare cu numărul de buletine de vot care deja au fost folosite sau votate, ca cetățenii să se reorienteze către alte secții de votare. Dar în același timp vreau să zic că chiar dacă am fi mărit numărul de buletine de vot, oricum această prezență masivă a alegătorilor a demonstrat că, deci, aceste 5.000 de buletine, deci nu este problema numărului de buletine, ci a fost problema numărul secțiilor de votare. Oricum a zis deja domnul Revencu, pe de o parte, fie trebuiau deschise multe secții de votare sau urma să ne gândim, deci, dacă ar fi anticipat politicienii, urma să anticipeze și să implementeze metode alternative de vot. Pavel Postica, noi nu schimbăm scenariile din mers, te rog să intervii pentru că ești coorganizator a acestei emisiuni și te rog să intervii cât mai des. Eu sunt de acord cu cele ce au fost menționate în platou de antevorbitori. Cu siguranță, da, metodele alternative de vot
trebuie să fie puse în aplicare. Eu sper cu tot din adinsul că deputații noștri, care încă cu regret votează cu mâna ridicată și nu prin metode electronice de vot, o să ajungă la acea situație în care o să aibă ei înșiși încredere în sistemele electronice și o să transmită această încredere populației. Pentru că orice mecanism alternativ, orice metodă alternativă este sortită eșecului, din punctul meu de vedere, atâta timp cât ea nu avea încredere și suportul publicului larg. Pavel, nu știu dacă știi, chiar azi a fost un scandal în Parlament, că da. Doi deputați, doi numărători, au numărat absolut diferit, de parcă nu au învățat la aceeași școală matematică. Dar nu este prima dată. Și nu este primul conflict de acest gen în Parlamentul Republicii Moldova. Cu regret vorbim despre aceste lucruri. Au fost sesizări inclusiv și la Curtea Constituțională depuse pe motiv că au fost 50 numărați sau au fost numărați 51 sau 52 acolo persoane în sală. Și aici este o primă problemă care trebuie să depășim. Deci deputații noștri trebuie să înțeleagă și ei trebuie să conștientizeze această presiune care a fost pusă de conaționalii noștri din diasporă și să implementeze metodele alternative. Ele nu sunt foarte multe. Nu avem ce inventa roata de la bicicletă. Da, ele sunt foarte puține. Votarea anticipată, adică câteva zile se votează la rând, votarea prin corespondență, votul electronic, astea sunt cele mai des utilizate, în mare parte, sau în multe alte țări. Și avem experiență, avem de la cine învăța. Noi putem să le punem în aplicare pe toate trei. Da, pentru că spre exemplu, votul electronic o să aibă încredere cei care deja dețin semnătură electronică sau digitală, pașaport digital. Deci ei au încredere în sistemul ăsta. Sunt câteva mii de persoane care folosesc acest scenariu, în special funcționarii publici care dețin semnătură electronică și practic majoritatea depun declarații de avere, de interese, etc. prin semnătură electronică. Votul prin corespondență. Noi avem experiența țării vecine, România, care a deschis zeci de secții de votare pe teritoriul Republicii Moldova și s-a votat parcursul câteva zile. Și a fost totul liniște. Nu a fost nicio sesizare la poliție. Toți cetățenii noștri și cetățenii României au venit și au votat două, trei zile cât a fost. Deci fără nicio remușcare, fără nicio problemă. Votul, iarăși, votul prin corespondență. Cumva, încă, bănuiesc eu că există o neîncredere în sistemul poștal al Republicii Moldova, dar atâta timp cât fiecare persoană va fi obișnuită să aibă încredere în instituțiile statului, cu toate neajunsurile pe care le au instituțiile statului, pentru că astăzi noi suntem în situația în care am recunoscut ca reprezentanții societății civile că efortul depus de Comisia Electorală Centrală, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene în organizarea votului în diasporă a fost unul destul de bun, a fost, putem zice, chiar lăudabil și chiar astea, cu toate carențele, pentru că da, au fost anumite carențe, nu putem să le trecem cu vedere. Noi nu putem să trecem cu vederea, spre exemplu, anumite chestiuni care au n-au depins poate de aceste două instituții care sunt în platou, dar cu înregistrarea prealabilă, care a afectat deschiderea numărului de secții de votare în peste hotare. Hai deci, să deschidem parantezele. Ce a însemnat acest lucru? Acest lucru a însemnat... Eram în Portugalia când cineva îmi spunea, un cetățean de-al nostru din Portugalia, îmi spunea că nu reușește să se înregistreze. Ce a însemnat tehnic acest lucru? Nu, tehnic, asta înseamnă că cetățenii Republicii Moldova au avut posibilitate, unica posibilitate, să influențeze decizia Comisiei Electorale Centrale unde și câte secții de votare se deschidă. Și dacă s-a văzut, și acest lucru s-a văzut pe ultima sută de metri cât a durat perioada de înregistrare prealabilă. Dacă la început nu foarte mulți oameni se înregistrau sau erau foarte multe înregistrări în Federația Rusă și noi am făcut anumite estimări pe care le-am prezentat publicului larg și ziceam că, uite, datorită inactivității cetățenilor noștri din alte țări, ei riscă să piardă una, două sau trei secții de votare, deci lumea s-a activizat. Erau înregistrări false acolo în Rusia? Aici, la capitolul fals, eu cred că trebuie să răspundă totuși Procuratura Generală, care, cu regret, toată această campanie nu a răspuns la întrebările cele mai fundamentale care au apărut în spațiul public, inclusiv cu aceste înregistrări prealabile, inclusiv cu alte cazuri de utilizare a resurselor administrative, fapte sau bănuieli rezonabile de corupere alegătorilor, etc., etc. O să vă rog să-mi explicați o situație. Am doi colegi mai tineri care fac un film documentar cu un erou din tronsat din stânga Nistrului. De 6 luni de zile fac demersuri de a intra să facă o filmare acolo în respectivul sat.
Am activizat toate posibilitățile, ambasadele străine, UNDP-ul, toată lumea a încercat să ne ajute cu o intrare în, într-un sat din stânga Nistrului. Nu am reușit, răspunsul a fost, este COVID. Cum de s-a terminat COVID-ul în aceste zile și cetățenii de acolo au venit masiv în Republica Moldova? Care a fost miracolul? Nu știu cine se apucă să comenteze situația dată. Poate sunteți mai îndrăzneți, mai informați. Deci, ca să vă spun pe linia cecului, noi am fost informați de către organul responsabil și cu responsabilități speciale în domeniul organizării alegerilor, deci pe segmentul liniei deci administrative. Vorbesc despre biroul pentru reintegrare, care deci periodic făcea informații despre stare de lucruri în acea zonă și informația venea că nu se permite. Cu două săptămâni înainte de primul tur de scrutin, imediat a fost transmisă informația că se permite ca cetățenii noștri cu drept de vot din partea stânga Nistrului să traverseze râul Nistru și să poată veni la vot. Deci, imediat am comunicat despre acest lucru Ministerul de Interne, care au și dus tratativele cu, în cadrul Comisiei Unificate de Control, pentru a stabili regulile clare de funcționare a venirii pe malul drept a Nistrului și realizarea votului. Deci, avem nevoie de o claritate și de o situație previzibilă pentru a ști ce număr de persoane să așteptăm la vot și mai ales că am și emis hotărârea... Poate știați și persoanele pe care le așteptați. Noi știam numărul de persoane care au cetățenii și au drept la vot și care pot veni într-o anumită eventualitate pentru ziua de 1 noiembrie. Bun. Acest lucru s-a întâmplat brusc, înțeleg. Brusc s-a întâmplat. Cu două săptămâni înainte de... Aproximativ cu două săptămâni înainte. Colegi, ce s-a întâmplat cu două săptămâni înainte de... S-a oprit brusc coronavirusul în... Încerc să nu folosesc cuvântul Transnistria, nu-l consider un... Eu cred că noi trebuie să dăm dreptate celor menționate de domnul Cimil, pentru că putem să privim un pic mai înainte, să ne uităm și la numărul de înregistrări prealabile, care a fost sub 100 din regiunea transnistriană. Deci dacă nu greșesc eu, 60. Doar în acest an au fost vreo 60 ceva. 60 ceva de înregistrări prealabile. De ce ați deschis atât de multe secții dacă au fost sub 100? Și-au votat 30 ceva de mii de persoane. Deci creșterea a fost exponențială. Lucrul ăsta trebuie menționat neapărat. Pavel, de ce s-au deschis atât de multe secții dacă s-au înregistrat prealabil atât de puțini? Aici este o altă situație. Eu cred că Comisia Electorală Centrală poate să prezinte anumite informații, dar pornind de la numărul de alegători, 220 ceva de mii de alegători care avem noi în regiunea transnistriană și avem obligația atât morală cât și legală, într-adevăr, să le asigurăm exercitarea unui drept de vot. Dar această obligație o avem și... Față de cetățenii noștri plecați în Franța, în Italia, sunt absolut egali și aici nu o să-i dau dreptate președintelui în funcțiune care spune că, sau a spus, a declarat că o lume paralelă este lumea noastră, este lumea cea mai a noastră, poate. Exact, noi suntem într-o realitate și noi trăim într-o realitate. Diferența este că aici, în teritoriul controlat, noi avem mai multă libertate în a decide. Eu sunt sigur că dacă Ministerul de Afacerilor Externe primea informație că în Germania se permite deschiderea 10, 15, 20 de secții de votare, ei deschideau 10, 15, 20 de secții de votare cu cea mai mare plăcere și probabil Comisia Electorală... Și toate băgau câte o bombă. No, știți cum, deosebirea între votul din Republica Moldova și cel peste hotare este că noi aici avem bazele de date cu adrese și sunt liste cu numele persoanelor care sunt la aceste adrese, că sunt arondați la o secție de votare. Peste hotare noi primim lista goală și fiecare alegător este introdus de mână
Deci este un alt lucru, dar asta vorbește despre faptul că noi nu avem informații exacte despre locul de trai a fiecărui cetățean, fie el migrant, fie el stabilit de mai multă vreme. Acum, haideți să nu ne ascundem după deget. Cei care sunt în Europa, în marea lor majoritate, beneficiază și de alte titluri de călătorie, sau spunem, sunt beneficiază și de avantajele unei a două cetățenii, deseori a României, fie alte state, Bulgaria, sau sunt integrați în societăți și uneori primesc cetățenii fără neapărat a pune la curent autoritățile țărilor noastre. Deci, de aceea noi nu putem cunoaște migrarea exactă a persoanelor care a plecat din Portugalia în Germania sau din Spania în Germania. Este și situația de migrare și din Rusia în Germania sau în Marea Britanie. Deci în Europa este o migrație mult mai mare. Și de aceea cifrele nu sunt atât de exacte. Dacă noi am avea o înregistrare consulară obligatorie, am avea un număr mai mare de cetățeni pe care i-am cunoaște. Dacă am avea o înregistrare prealabilă obligatorie înainte de alegeri, atunci noi am avea lista exactă care vine la alegeri și care nu vine. Și atunci am ști mai sigur. Deci, noi suntem în două sisteme, să spunem, sistemul nostru este ușor anacronic. Este foarte complicat să-i anunț pe acești oameni, pentru că despre alegeri ei știu, au foarte multe informații, dar despre o înregistrare prealabilă, persoana cu care vorbeam eu la Lisabona, era cu studii superioare, dar nu știa despre această înregistrare. Păi, vedeți, dumneavoastră, spațiul în afara teritoriului Republicii Moldova, de fapt, este aceeași problemă pentru foarte multe lume, sau pentru mai multe state, că să ajungi la urechile sau să ajungă informația până la ultimul cetățean aflat peste hotare, nu este o sarcină atât de, nu vreau să spun simplă, dar ea diferă mult de ceea ce este în țară. În țară ai mass media, ai programe sociale, ai televiziuni, ai, bun, și rețele sociale, tot sunt, este altă rețea de comunicare, în timp ce peste hotare lucrurile se transmit cu totul altfel. Nu ai media ta, nu ai... Deci comunicarea este acum preponderent prin rețele sociale, ceea ce facilitează contactul, prin cunoștințe, altele. Deci sunt ușor nu vreau să spun că sunt ușor comparabile. Ele nu sunt neapărat comparabile situațiile de documentare și de comunicare a informațiilor pentru cetățenii care se află peste hotare. De aceea, cert, trebuie să revedem sistemul în așa fel încât să avem încredere mai mare în sistemul electoral. Eu nu spun de a micșora bazinul. El poate fi foarte deschis, larg, cu votul electronic, dar să fim, înainte de a vorbi despre votul electronic, trebuie să înțelegem cum semnătura electronică ajunge la acel cetățean în timpul X, la ora Y, ca el să poată vota. Cum transmitem plicurile cu buletine de vot pentru cei care sunt în peste hotare? La care adresă? Cine stabilește adresa? Deci este o masă de întrebări care urmează a fi clarificate. Și cu siguranță că aici trebuie să ne gândim la rece, să găsim soluții. Dar dați-mi voi eu să revin înapoi și să remarc încă o dată lucrul de voluntariat, pentru că a fost un mare efort de voluntariat. Noi, din 22.000 de funcționari electorali care au fost implicați, 139 de secții au fost peste hotare, au fost 15%, 16% aproape de voturi furnizate, cu un număr de aproximativ 1500, da, de funcționari electorali. Deci este ușor o mare discrepanță și acest lucru iarăși trebuie luat în calcul, pentru că nu poți de fiecare dată să repeți, să mergi pe muchii de cuțit, cum a fost acum. Dar ziceam că efortul ăsta, elanul din partea conaționalilor de a se implica, voluntariatul ăsta, ar trebui cumva noi să găsim modalități de a-l sprijini și să-l folosim în continuare pentru a ține legătura cu țara. Aș vrea să punctez aici ceea ce a spus domnul secretar general, că orice metodă
alternativă de exprimare a votului, ea generează și anumite chestiuni care trebuie elaborate și una din chestiunile deci, urgente este deci, înregistrarea alegătorilor într-un anumit registru ca să statul să cunoască unde urmează să fie transmis plicul pentru vot, unde urmează să fie transmisă, vă zic, informația privind localizarea lui și să poată contabiliza ușor numărul de persoane care se află într-o localitate sau într-o țară într-un anumit interval de timp, ceea ce ar face posibilă dezlegarea mai multor chestiuni cu care ne-am întâlnit noi în această sesiune de electorală. Deci a fost foarte complicat a stabili cu certitudine un număr exact de persoane care se regăsesc într-o anumită perioadă de timp într-o țară de referință. Mă refer la Germania, mă refer la Statele Unite ale Americii, care cifra, deci, în funcție de izvorul de furnizare a informației, era diferită. Și aceste chestiuni nu sunt într-o anumită ambianță cu votul electronic sau cu votul deci, prin corespondență. Este necesar ca țara să pregătească exact votul și să-l expedieze în adresa persoanei ca să știm de unde să-l așteptăm. Aceste sisteme vor genera o restructurare fundamentală a sistemului electoral și de acest lucru trebuie să fie gata parlamentarii ca să opereze modificări cardinale în sistemul electoral dacă doresc ca să nu se mai repete situații care s-au repetat în cadrul alegerilor actuale. Elena, te rog. Da, eu sper doar că sistemele care vor înregistra cetățenii noștri peste hotare vor fi sigure din punct de vedere al informațional și nu vor fi atât de vulnerabile cum a fost sistemul înregistrărilor prealabile, care a putut fi fentat. Atunci ar trebui SIS-ul nostru a să se ocupe de asta. A putut fi fentat, deci personal am încercat să mă registrez și am reușit să mă registrez prealabil fiind aici. Și posibil că eu aș fi, deci doar că nu am acceptat, am dat ultimul accept, puteam să mă registrez prealabil și sunt sigur și cunosc persoane care au verificat la fel acest sistem, registrându-se fiind în țară. Deci nu cred că putem avea încredere, cel puțin la anumit moment, în siguranța acestui sistem. Deci e cazul de revenit la el, de înlăturat neajunsurile, ca putem pe viitor să avem încredere și să mizăm pe el. Iar în privința înregistrărilor, campanii de informare pe care a dus-o CECU, vreau să apreciez că cu adevărat a fost o campanie destul de vastă pe rețele de socializare, doar că a început cam târziu. Și în plus și un mare rol a jucat în această campanie de informare și asociațiile diasporale care au preluat acest mesaj de la CEC și l-au propagat prin toate rețelele de socializare și presupun că rețelele contactele personale la nivel în diasporale sau mobilizat oarecum pe cont propriu până la urmă. Deci cumva startul a fost dat de CEC, dar CEC-ul a dat startul cam târziu și atunci diaspora s-a mobilizat atunci când a văzut că vin înregistrări masive din Rusia. Eu cred că mobilizarea totuși a venit dintr-o altă instituție a statului, dar despre asta când îi vom avea prezență în studio. Am văzut că vreți să dați o replică, vă rog. Vreau să vin în apărarea Comisiei Electorale Centrale. Dar nimeni n-a acuzat-o. Doar că sistemul de, din câte eu înțeleg, ca observator dintr-o parte, sistemul de înregistrare prealabilă care l-a avut CEC, este un sistem de înregistrare voluntar. El nu este obligatoriu și el nu generează obligatoriu adrese sau consecințe juridice pentru cei care s-au înregistrat. Poți să te înregistrezi, dar poți să nu vii la alegeri. Tu nu primești acolo nicio informație neapărat. De aceea, probabil că atunci când va fi abordate, dacă se va ajunge la un moment dat să se abordeze crearea unor sisteme obligatorii, probabil că va fi nevoie de cu totul alt sistem de înregistrare prealabilă. Am dreptate, doamnă președinte. Da, desigur. Și am și vrut să remarc aici că nu ați fentat sistemul, v-ați fentat singur pe dumneavoastră, pe motiv că procedura de înregistrare prealabilă, deci poți să o realizezi din orice punct al planetei, doar că declar că în ziua votului voi fi în acea localitate. Ceea ce înseamnă o declarație pe propria răspundere a faptului că fiind în Chișinău în ziua de astăzi,
pentru ziua votului eu anunț statul că voi fi într-un punct oarecare. Și aici, cum a spus și colega mea, nu sunt posibile anumite jocuri. A fost gândit un sistem pentru înregistrare de bună credință, un sistem de utilizare a 3 clicuri și inserare a codului numeric și a numelui, unde deci informații se menține și noi știm cu certitudine că în ziua respectivă se preconizează pentru o țară sau o localitate un anumit număr de persoane. Doar atât. Eu doar, da, asta ați menționat cu bună credință și adevărat este cu bună credință, dar din păcate nu toți l-au folosit cu bună credință și și mai este un aspect că, deși este o înregistrare voluntară, totuși această înregistrare constituie este unul din cele 3 criterii legale pentru constituirea secțiilor de votare peste hotare, care au o pondere egală cu celelalte 2 criterii, și anume participarea alegătorilor la alegerile precedente și informația privind numărul cetățenilor luați peste hotare, stabiliți peste hotare, pe care oferă Ministerul Afacerilor Externe. Și în acest fel înțeleg eu că se evitau aceste cozi interminabile, da? Lumea stătea la coadă foarte mult, totuși peste hotare, și trebuie să le mulțumim celor din diasporă, indiferent de unde se aflau, în Rusia sau în altă parte, că au stat, au rezistat la aceste cozi infernale, din punctul meu de vedere. Pe ploaie ați văzut umbrele deschise la Londra. Vreau să spun că cozile au fost și în Republica Moldova. Au fost. Da, trebuie să recunoaștem acest lucru și în cel mai des caz se datorează faptului că până la intrare în secții de votare au și fost niște proceduri care urmau a fi realizate în mod obligatoriu. Era o de securitate sporită. Exact. Coronavirusului. Mă refer la normativul de persoane care urmau să se afle în același timp într-o unitate, deci într-un spațiu. De acest lucru s-a avut grijă foarte atent, deci toți președinții birourilor electorale, precum și termometria, deci dezinfectarea mâinilor, alte procedee care au dus la o bună, deci, organizare a lucrului pe timp de pandemie. A fost o necesitate, a fost un imperativ care a fost respectat în mare parte. Până acum am vorbit doar despre lucruri pozitive sau ușor neutre. Ce încălcări au fost? Încălcări, după cum am menționat și în debut, au fost destul de multe. Multe ca de obicei? Tehnic, da. În această campanie, eu cred că noi, cel puțin în zilele alegerilor, am înregistrat un pic mai multe încălcări sau incidente pe care le-am considerat încălcări comparativ cu scrutinul precedent, dar totodată trebuie să pun o virgulă și să zic că multe din ele țineau de nerespectarea măsurilor de profilaxie. De asta, dacă e să ne uităm numeric incidente pur electorale, probabil că sunt aproximativ la același nivel ca și în anul 2016. Dar eu cred că există un subiect care a strânit foarte mult și a fost discutat destul de mult în spațiul public. Este vorba de votul din regiunea transnistreană, transportarea organizată a alegătorilor din regiunea transnistreană către secțiile de votare și, evident, informații destul de credibile care au fost în spațiul public, care au zis că acest vot nu a fost conștient și informat, dar, cu regret, pe alocuri a fost corupt. Deci asta este o problemă la care trebuie să reacționeze. A reacționat, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, Comisia Electorală Centrală, atunci când a aprobat acea hotărâre privind reglementarea modului de funcționare a transportului în ziua alegerilor, dar și organele de drept atunci când vor cerceta toate cele alegații care au fost expuse în spațiu public de atât transportare organizată, cât și coruperea alegătorilor. Eu înțeleg, domnule Cimil, că deja ați pasat mingea în terenul procuraturii. Am transmis conform competenței, deci acele materiale care au fost acumulate și transmise în adresa CEC-ului de către concurenții electorali, de către observatori, au fost sistematizate, clasificate și transmise către IGP, conform competenței generale și ulterior conform competenței speciale, au fost transmise o categorie de cauze procuraturii anticorupției pentru examinarea la capitolul element de corupție. Spuneți,
Cine urmărește drumul acestor dosare? CECU le-a transmis la o instituție a statului, acea instituție a statului trebuie să le trimită mai departe. Cine urmărește acest drum? Vreau să spun că CECU este organul care are informația totală despre numărul și categoriile de contestații, plângeri, sesizări care au fost depuse, atât din partea observatorilor, cât și din partea concurenților electorali. O parte din ele au fost soluționate, o parte încă nu au fost soluționate și urmează a fi soluționate, însă cauzele administrative și cauzele penale, care sunt de o durată datorită aspectului procedural, ele au un drum mai lung de parcurs și noi așteptăm o rezolvare clară a acestora ca să reportăm societății ce s-a întâmplat și cum au fost administrate. Când se încheie această cale? Aproximativ. Știu că nu sunteți doamna din Etulia, n-aveți cum ghici, dar cam când s-ar încheia această cale? O mare parte din soluții cred că urmează să fie prezentate către ziua validării alegerilor de către Curtea Constituțională, fiindcă Curtea la fel examinează și aspectul dat, câte cauze și câte plângeri au fost examinate în esență, câte sunt pe rol, care este soarta lor și impactul lor general asupra deci scorului care a fost stabilit. Dar trebuie de recunoscut că multe din plângeri, multe din cauze penale care au fost deja pornite, nu vor avea un sfârșit către ziua validării scrutinului. Ok, când se va încheia această cale, vă fac o invitație publică în acest studio, împreună cu Pavel Postică, împreună cu Elena. Domnul secretar de stat probabil nu va mai fi împreună cu noi la acel moment, dar vă fac o invitație publică să discutăm. Da, în Moldova, nu va fi nu. În Moldova. Evident. Dar nu, noi deci sperăm că informația va fi făcută nu doar publică aici, în platoul vostru, Bună Seara, dar și pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale. Noi emisiunea nu o putem pune pe pagina nu, web. Nu, cel puțin nu, pe pagina web va fi făcută publică informația despre care vorbește domnul Cimel. Eu sunt un pic mai sceptic la acest capitol. Eu sunt total sceptic. Pentru că, și explic de ce. Încă în anul 2018, organizația pe care o reprezint, am elaborat un studiu, o cercetare, la care au lucrat ex-procurori și judecători, cum sunt și urmează a fi calificate infracțiunile și contravențiile electorale și metodica cum ele trebuie să fie cercetate. Din 2018 până în 2019, cu regret, nimic nu s-a folosit din acest studiu, chiar dacă noi am organizat instruire, atât pentru ofițeri de urmărire penală, poliție, etc., etc. Dar, în 2019, Procuratura Generală a emis un ordin în care a preluat peste 80% din acel studiu și a elaborat niște ghiduri metodice, practice pentru cercetarea acestor tipuri de infracțiuni doar, nu și contravenții. Și cu regret, din 2019, alegerile parlamentare din 2019, nicio mișcare. Alegerile locale generale 2019, nicio mișcare. Actualizarea acum, 2020, iarăși practic, nicio mișcare, cel puțin liniște. Și aici este problema, într-adevăr, în care Procuratura Generală chiar trebuie să vină și să ne zică. Oameni buni, uite, sunt atâtea alegații, au fost pornite atâtea dosare sau nu au fost pornite atâtea dosare, să informeze Comisia Electorală Centrală, pentru că noi nu putem să ne așteptăm de la Comisia Electorală Centrală de fiecare dată că va adopta astfel de hotărâri cum a fost transportarea organizată. Lucrul ăsta, adică prin care au încercat să prevină transportarea organizată, pentru că asta era sarcina Parlamentului. Adresa de la Curtea Constituțională în 2016 a fost adresată Parlamentului să întreprindă măsuri pentru a diminua coruperea alegătorilor și pentru a diminua din transportarea organizată acestora. Și iarăși, eu cu regret, dar sunt sceptic că noi într-un viitor foarte scurt, un an, doi de zile, vom avea situații duse cel puțin la o finalitate cât de cât rezonabilă, în care să putem să zicem, da, au fost fapte de transportare organizată și corupere alegătorilor sau nu au fost. Până la urmă, noi suntem o țară ușor ciudată, pentru că guvernarea care trebuie să se ocupe de organizarea alegerilor, guvernanții trebuie să organizeze acest lucru. Cred că avem recorduri mondiale în acest sens, din punctul meu de vedere. Cu regret, la noi,
practic toți concurenții care se implică în cursa electorală zic că alegerile sunt fraudate. Și ei zic despre asta încă înainte de a se înregistra în cursă, cu regret. Dar este mai grav că societatea civilă și tu ai spus că s-au făcut mai multe încălcări în acest scrutin decât în altele. Exact, da, inclusiv sub aspect de transportare organizată, adică ceea ce am zis, inclusiv alegații de corupere și utilizarea resurselor administrative. Dar ele cu regret nu au fost examinate. Peste hotare s-au înregistrat astfel de încălcări, nu în zona transnistreană, dar în Europa, în Rusia, de exemplu. Aveți astfel de semnale? Deci vreau să remarc că au fost depuse sesizări la CEC vis-a-vis de anumite aspecte de organizare a transportării alegătorilor. Ele urmează să fie verificate, urmează să fie făcută lumină asupra unor circumstanțe clare și să fie demonstrat faptul, da, dacă a existat sau nu o tentativă. Da, puteți să deschideți parantezele? De unde le aveți aceste sesizări? Sau... Din partea deci, a concurenților electorali, depusă chiar și în ziua deci, scrutinului, atât în turul 1, dar mai ales în turul 2. Dar întrebam unde s-a întâmplat acest lucru. Bine, se presupune că s-a întâmplat. Bine, nu, deci sunt presupuneri, sunt transmise sesizări cu un anumit probatoriu care indică o anumită posibilitate. Am văzut și realizări de filmulețe, tot genul, dar lucrurile urmează să fie probate atât în aspect intern, cât și în aspect extern. Deci acest lucru îl discutăm în emisiunea în care veți veni, în emisiunea Bună Seara, în care veți veni ulterior. Dacă o să fie o finalitate clară pentru acest aspect, desigur că o să ne expunem și eu cred că este suficient să fie o finalitate, că va fi ea clară sau mai puțin clară. În Republica Moldova multe nu sunt clare totuși. Principalurile ofuri, pentru că suntem pe ultima sută de metri a acestui talk show, care sunt cele mai grave probleme din punctul dumneavoastră de vedere pe care le putem evita în scrutinul următor? Eu cred că la momentul de față principalul OF este să fim proactivi și să pregătim, conform proverbelor noastre tradiționale moldovenești, sane de cu vară, pentru ca să putem să mergem cu ea liniștit iarna dacă vom avea zăpadă. Dar ideea este că sistemul electoral și metodele alternative și toate problemele procesul electoral nu trebuie soluționat cu scurt timp înainte de ziua alegerilor. Ele cel mai bine să le soluționăm acum, imediat cât pe urme fierbinți, cât totul este la îndemână și toată această presiune, inclusiv publică, există în spațiu și există peste, sau este pusă pe toți actorii. Din experiența ta, votul prin corespondență sau electronic, în cât timp Republica Moldova ar putea să-l implementeze tehnic? Din câte cunoaștem, noi, Comisia Electorală Centrală, era gata încă în 2019 să piloteze votul electronic. Era problema în voința politică, nu era cadrul legal pentru a pune acest lucru în aplicare. Dar cadrul legal, elementar, se adună Parlamentul și se votează, înțeleg. Asta exact. Se poate întâmpla într-o zi. Da, noi am avut situații în care Parlamentul în câteva ore a modificat anumite legi. În prima lectură se făcea dimineață și peste 15 minute a exact. Doua. Deci este vorba doar de voință politică. Voință politică a Parlamentului Republicii Moldova. Dumneavoastră ce considerați? Aceeași situație, deci susțin și eu că de procesele electorale trebuie să ocupe profesioniștii care știu substanța procesului, care cunosc dedesubturile, deci probleme date. Iar la implementarea unui sistem alternativ de vot, cum ar fi cel electronic, este necesară și dezvoltarea a bazei deci informaționale mai puternice, bazei logistice, deci măsuri de asigurare cibernetică și ați văzut acele atacuri masive cibernetice care au fost asupra infrastructurii CEC-ului în ziua alegerilor și aceste chestiuni trebuie soluționate, deci trebuie bazate și ulterior implementate ca să nu punem în pericol votul tuturor cetățenilor care se vor baza exclusiv pe sistemele informaționale. 4 minute pe care le împărțim egal pentru concluzii. Pavel, începem de la tine, te rog. Concluzia mea personală după acest scrutin este că cetățenii Republicii Moldova sunt destul de activi și noi trebuie să profităm de acest lucru.
doar că activitatea acestora trebuie să fie continuă, nu doar în timpul campaniilor electorale. Noi trebuie să depunem efort continuu și presiune continuă pe asupra tuturor actorilor care ar putea să decide, să simplifice anumite reguli de exercitare a dreptului de vot, fie să depunem presiuni ca să fie cercetate anumite abateri ale procesului electoral. Și asta, acest lucru trebuie să-l facem continuu. Noi, în calitate de reprezentanți ai societății civile, cred că facem destul de multă presiune și lucrul ăsta poate să-l confirme și cei prezenți în platou, asupra instituțiilor, cu bună credință. Și repet acest lucru de fiecare dată când zic, noi întotdeauna punem presiune cu bună credință și noi suntem conștienți de faptul că deciziile aparțin. Pun și eu presiune pe tine pentru că fur din timpul Elenei. Foarte repede, ca secretar al coaliției, eu reprezint de fapt, coaliția este formată din 34 organizații care au monitorizat atât procesul electoral, Promolexul, este partea componentă, dar și modul în care a fost reflectată campania de către mass media. Deci un off de al meu, revenit la întrebarea noastră, este campania de denigrare și de mesaje instigatoare la violență care a avut loc în perioada dintre primul și al doilea tur de scrutin. Sper foarte mult că la următoarele alegeri această campanie nu se va mai repeta. De asemenea, coaliția, organizațiile membre ale coaliției vor continua să depună toate eforturile pentru a promova cele mai bune prevederi în proiectul de lege 2663, care este la moment în Parlament, și profit de această ocazie să îndemn deputații să revină la discutarea acestui proiect și să-l consulte încă o dată cu societatea civilă, pentru că astăzi, deci eu îmi cer scuze, astăzi am primit răspuns de la Parlament la distanța de 45 de zile după ce am transmis un apel să revină la acest proiect. Deci promitem noi public că vom reveni la aceste teme. Da. Domnule Revencu, vă rog. Alegerile sunt de fiecare dată o provocare, este un exercițiu, o mini-criză, dacă îmi permiteți, și eu vreau să spun că am fost foarte bucuros să am sprijinul colegilor mei mulți și buni din țară, în special care nu se văd în Ministerul de Externe, și toate misiunile, inclusiv alți funcționari electorali care au fost cooptați. Doi, eu vreau să asigur telespectatorii că noi am lucrat în condiții bune, noi nu am simțit presiune politică și am gestionat procesele cum aș știu mai bine. Și vreau să felicit și CEC pentru faptul că au știut să lucreze într-o zi de criză cu președintele bolnav și cu secretarul executiv bolnav, ce înseamnă instituții funcționale. V-au lăsat doar 40 de secunde, vă rog. Eu vreau să spun că acea experiență care a fost acumulată, pe parcursul acestui scrutin, ea urmează a fi multiplicată, urmează a fi valorificată pentru ca următoarele scrutine să fie cât mai bine organizate, cu atenție mai mare și cu o planificare din timp și bugetară, pentru că este foarte important susținerea bugetară a procesul electoral și am văzut că dacă am fost deci consecvenți și corecți în aprecierea tuturor riscurilor, s-a reușit câte ceva. Mulțumesc pentru deschiderea dumneavoastră. Este important să discutăm pentru că numai așa ne vom mișca înainte. A fost bună seara, ne revedem vinerea viitoare. Bună seara!